Salutare tuturor, nu pot să vă văd, așa că o să zic salut în eter. Numele meu e Cristina Florescu, sunt un penetration sau am fost un penetration tester, am început acum 4 ani de zile la PVC, am continuat la KPMG cu una dintre cele mai faine echipe din România și după care m-am mutat în Olanda. Am muncit la KPMG în Olanda 8 luni, iar acum lucrez ca Internal Penetration Tester pentru Integrity. E o companie de bug bounty. La finalul prezentării o să intru în foarte, foarte puține detalii legate de platformă și de ce oferă. Cred că ar putea avea valoare pentru oamenii care ascultă astăzi prezentarea. Eu n-am prezentat la conferințe așa somptoase, cum am prezentat Ionuț. E prima prezentare la o conferință de securitate, așa că bear with me. Și am decis astăzi să prezint sau să discutăm împreună despre OAuth și OpenID Connect, doi termeni pe care auzim foarte des aruncați în lumea securității și m-am gândit să demistificăm împreună ce înseamnă identitate, autorizare, autentificare în aplicațiile moderne, complexe. O să trecem prin câțiva... Scuze, te întrerup puțin, poți să îl încerca acum? Sper că am rezolvat problema. Da. Perfect, da. Mersi. Super. O să trecem prin diferențele dintre autorizare și autentificare, de ce avem nevoie de OAuth și OpenID Connect. O să trecem împreună pas cu pas printr-un flow de autorizare. Definim câteva vulnerabilități sau misconfigurări comune care pot duce la vulnerabilități și ultima parte, 2 minute, putem să discutăm despre bug bounty și cum poate fi aplicat ce învățăm astăzi în viața reală. O să încep cu diferența dintre autentificare și autorizare. Simt că folosim interschimbabil termenii ăștia, uneori în aceeași propoziție, au aceeași prescurtare, AUTH. E important să ținem în minte că autentificarea este procesul prin care verificăm cine este un user, iar autorizarea e procesul prin care verificăm la ce are acces respectivul user. Autentificarea se poate face prin foarte multe metode, ceva ce ai, un username, o parolă, biometrics, există o vastă plajă de metode de autentificare. Autorizarea revin definește resursele la care un anumit user are acces. Înainte să intrăm în scenarii complexe și aplicații moderne, m-am gândit că ar fi bine să trecem împreună printr-un proces foarte simplu de autentificare într-o aplicație simplă, care începe cu un user care se autentifică, pornind de la premisa că are deja un cont, care se autentifică la o aplicație folosind un username și o parolă. Trimite setul de credențiale către aplicație, aplicația verifică dacă are în baza de date respectivul user, verificarea, exemplul de față e foarte simplist, verificările sunt mai complexe, dar de dragul exemplului o să o luăm așa, verificăm dacă există userul, dacă parola e corectă, în cazul în care userul există, se va genera o sesiune care va fi salvată pe server și care va fi ulterior trimisă userului prin sesiune, înțeleg, un cookie, un token, care va fi folosit în toate celelalte request-uri pentru a autentifica user. Ăsta este un scenariu foarte simplu. E foarte important să menționez că OAuth și OpenID Connect sunt mecanisme foarte complexe care nu sunt recomandate a fi folosite în scenarii simple, cum e scenariul de față. De ce? Unde trebuie să folosim OAuth și OpenID Connect? Îmi place să mă gândesc la cuvântul integrări, îl auzim foarte des. OAuth e necesar atunci când o aplicație modernă și complexă comunică cu alte resurse externe. Și când mă gândesc la resurse externe, mă gândesc la backend clients, APIs, tot felul de alte servicii la care vrea să aibă acces în numele unui user.
Ne putem gândi aici la toate aplicațiile care au integrări cu Slack, cu Instagram, cu Facebook. Întrebarea se pune cum rezolvăm autentificarea și autorizarea în contextul conexiunii dintre două aplicații. Înainte să intru în detalii, aș vrea să vă gândiți sau am găsit un exemplu foarte interesant legat de autorizare și definirea scopurilor. Când ne gândim la o mașină ca o Tesla, care are două chei. Are o cheie pentru șofer și o cheie pentru valeți. Și ce înseamnă asta? Cheia pentru valeți nu are acces decât la anumite module din mașină. Nu știu, să deschidă ușa, să pornească mașina, să închidă ușa. Pe când cheia șoferului are acces la toate celelalte resurse ale mașinii, portbagaj, torpedo, locuri în care nu ai vrea să dai acces nimănui altcuiva. Și când ne gândim la OAuth și autorizare în contextul dintre doi clienți back-end, ne gândim la delegări de permisiuni. O să intru în mai multe detalii și o să fie mult mai clar când o să trecem pas cu pas prin prezentare. Ce am încercat prin slide-ul de față este să prezint o arhitectură modernă în care o aplicație este cea din stânga, definită prin pătratul magic, vrea să comunice cu alte resurse și alte aplicații externe. Putem să ne imaginăm că aplicația din stânga e o aplicație de marketing care are nevoie de acces în numele unui anumit user la API-urile de la Instagram, Facebook, să posteze mesaje, să citească useri, să citească mesaje, să tragă poze. Și întrebarea este, într-un scenariu atât de complex, în care avem atât de multe conexiuni, cum definim un sistem solid de autentificare și autorizare? Cum oferim acces sau permisiuni aplicației de marketing suficiente, dar nu asupra întregului cont, în așa fel încât să poată funcționa în felul în care este construită să funcționeze? Și aici apare OAuth și OpenID Connect. Cum am reiterez, OAuth permite unei aplicații să aibă acces la o resursă externă în numele unui user. De menționat aici că rezolvă o problemă foarte importantă. Nu are nevoie de credențialele userului. OAuth simplifică sau externalizează procesul de autentificare și autorizare în așa fel încât aplicația care cere acces la resurse externe nu ajunge niciodată în posesia credențialelor userului pentru aplicația externă. Iar OpenID Connect este un protocol de autentificare. Am definit diferența dintre autorizare și autentificare, foarte important să reținem asta. Cele două sunt două framework-uri diferite, sunt de obicei folosite împreună. OpenID Connect vine deasupra lui OAuth și oferă serviciile de autentificare. OAuth este un serviciu de autorizare și nu ar trebui folosit pentru autentificare. Pot fi folosite independent, pot fi folosite împreună cu alte module și framework-uri, sunt la liberă alegere. De menționat doar că OpenID Connect oferă ajutor în implementarea single sign-on, sau de aici pornește o întreagă implementare pentru single sign-on. Și acum să ne uităm la soluția noastră. Cele două framework-uri, de OpenID Connect și de OAuth, au terminologii diferite. De exemplu, în OpenID Connect, serverul care oferă identificarea userului se numește Identity Provider. În OAuth, serverul care face autorizarea se numește Authorization Server. În prezentarea de față vom folosi Security Token Service sau STS, mai simplu, și le vom privi ca fiind o parte integrantă, sunt împreună, fac același lucru. Așa că o să începem cu pasul 1, când aplicația noastră cere STS-ului să autentifice userul. În momentul în care userul a fost autentificat, aplicația îi cere permisiuni să acceseze API-uri, servicii externe, în cazul de față putem să ne gândim că vrea să acceseze API-ul de la Instagram, cu artefactele primite de la STS. Când vorbim de artefacte, mă gândesc la un access token,
refresh token și tot ce o să discutăm, o să intrăm în detalii, merge către serviciul extern și cere resurse. Iar serviciul extern se întoarce către STS și întreabă dacă userul este autentificat să facă respectiva acțiune. Asta este o suprasimplificare a întregului proces. O să intrăm în detalii mai târziu, dar ăsta este un overview al cum funcționează OAuth și OpenID Connect. Dacă ar fi să alegem din cei patru pași și să împărțim pentru partea de autorizare și autentificare, pasul 1 ar fi pasul acoperit de OpenID Connect, pasul 2 și 4 sunt pașii acoperiți de OAuth. De menționat este că terminologia și definițiile și documentația pentru aceste framework-uri e destul de vagă. Foarte multe din detalii sunt lăsate la latitudinea developerilor pentru a fi implementate, așa că de asta menționez că aceste mecanisme sunt foarte complexe. Și e important de ținut minte, complex nu înseamnă neapărat mai sigur, ba din contră, cu cât crește complexitatea unui sistem, cu atât este mai ușor pentru cei care îl dezvoltă să rateze lucruri. Și acum o să intrăm în detaliile mai detaliate. În ceea ce privește authorization flow-ul sau flow-ul de autorizare, care ne va descrie pașii pe care este necesar ca un client backend să îndeplinească pentru a obține acces la o resursă externă în numele unui user. Și ca să ne fie puțin mai ușor, o să luăm un scenariu, o să presupunem că aplicația Integrity vrea să obțină acces la Slack pentru a posta mesaje în numele unui user pe un anumit workspace. Și avem trei jucători cheie în cazul acesta. Avem Security Token Service-ul, care va fi Security Token Service-ului Slack, backend client-ul, care va fi Integrity, și API-ul, care va fi API-ul Slack, pe care vrem să-l accesăm pentru a trage mesaje, a posta mesaje, a posta notificări. De menționat aici este că în Security Token Service vom defini aplicația noastră. Așa că Slack are un endpoint în care mergem, ne logăm și definim o aplicație externă. În momentul în care, în cazul ăsta Integrity, în momentul în care vom defini aplicația, vom primi un client ID și un client secret. Astea sunt credențialele aplicației noastre și când zic aplicație mă refer la un client backend, în cazul ăsta Integrity, să se autentifice către Security Token Service-ul de la Slack. O să intrăm în mai multe detalii, dar puteți să faceți asta cu un cont free și să vedeți exact cum arată ca să vă faceți o idee mai bună. Bun. O să împărțim authorization flow-ul în doi pași sau în două mari etape. Etapa care se petrece în browserul userului sau care poate fi vizibilă dacă deschidem Burp și ne uităm la request-uri și etapa care se întâmplă în backend, adică server to server. E important de menționat că deși autorizarea și autentificarea se face între doi clienți backend, între două servere, întotdeauna va fi pornită sau va fi gestionată de user. În desenul de față avem un browser ca să fie mai ușor să definim toate funcționalitățile și toate flow-urile care se întâmplă de la user. Și primul pas în a crea o autorizare este să îi cerem lui Integrity să se conecteze la Slack-ul meu. Foarte simplu, ce se întâmplă acum? Integrity mă va redirecționa către slack.com/authorize și mă va pune să mă autentific. Avem aici un exemplu de request care conține câțiva parametri. O să începem cu primul, care este scope. Scope definește scopul delegării autorizării. Sau, cum vedem aici, scopul e definit ca chat write și team read. Asta înseamnă că în momentul în care se va termina flow-ul, vom obține access token-ul, Integrity va putea să scrie într-un chat pe Slack-ul meu și să citească informații legate de echipă.
Client ID-ul, evident, nu e un client ID real. Client ID-ul este cel pe care l-am menționat anterior, e definit în CTS-ul Slack. Redirect URI, ăsta este un URL la care vom primi parametrul de autorizare și state este, ca să o simplificăm, un CSRF token în procesul de autorizare. Vreau să menționez aici că există mai multe tipuri de authorization flows bazate pe ce primim înapoi. Ce vedem aici este un authorization code grant. Asta înseamnă că cerem security token service-ului un authorization code. Există mai multe feluri. De menționat este the implicit grant flow. Asta înseamnă că în momentul în care facem cererea către CTS direct din browser, menționez aici browser pentru că sunt request-uri care pot fi văzute de user, vom primi înapoi direct access token-ul. O să intru în detalii ulterior care e problema cu acel gen de implementare, dar pentru moment am ajuns la pasul 3, browserul nostru se va redirecționa către slack.com/authorize împreună cu parametrii primiți de la Integrity. Slack va verifica dacă suntem logați în sesiunea respectivă, dacă nu ne va cere să ne logăm, autentificăm, cu username-ul, parola de la Slack sau SSO, au implementat SSO. În momentul în care userul, eu, o să mă autentific, primesc un consent screen. Asta înseamnă că toate aplicațiile sunt obligate să prompteze userului tipul de acces pe care aplicația care a cerut autorizarea îl vrea. În cazul acesta vom vedea un consent screen care va spune dacă sunt de acord să-i ofer Slack-ului acces să-mi scrie în canal. I am fine with that. O să permit. Și avem pasul 8, în care primim un redirect de la CTS-ul Slack-ului, care conține authorization code-ul. Practic, de ce am pornit pe acest drum, împreună cu state parameter, cel pe care l-am definit anterior. De menționat aici, în cazul în care foloseam un implicit grant, în loc de acest cod, aveam direct access token-ul care folosi la autentificare. Dar o să definesc puțin mai târziu exact implicit grant. Acum am terminat prima parte a autorizării, partea care se întâmplă în front-end, for lack of a better word, și pe care userul o poate vedea. Avem codul de autorizare, acum ce facem cu el? Codul se trimite către Integrity, codul e trimis de Integrity către CTS-ul Slack-ului, da? Avem codul de autorizare, grant type authorization code îl definim, client ID, client secret și redirect URI. De menționat aici că client ID și client secret sau client secret nu va ajunge niciodată în front-end. Nu, eu ca user nu o să pot să-l văd niciodată. Toată comunicația care se întâmplă aici și care e marcată prin linia întreruptă se întâmplă între două servere. Nu e vizibilă userului. Din nou avem acest redirect URI unde vom primi access token-ul și refresh token-ul. Bun. Trimitem către CTS-ul Slack-ului toate aceste informații, va verifica dacă authorization code-ul este valid, va verifica dacă client ID-ul și client secret-ul sunt valide și atunci ne va răspunde cu access token-ul și refresh token-ul. De menționat aici, access token-ul ar trebui să aibă o perioadă de viață mai scurtă, refresh token-ul, cum funcționează refresh token-ul este atunci când vrem să generăm un nou access token, trimitem request-ul de mai devreme, o să mă întorc la el aici, și în loc de grant type authorization code vom avea refresh token și vom
trimite către serverul refresh tokenul împreună cu credențialele, client ID, client secret, și ni se va genera un nou access token. Toate aceste lucruri ar putea se întâmple în backend, fără ca userul să aibă niciun fel de interacțiune cu aplicația. Acum că avem access tokenul, putem să cerem acces la resursele API-ului Slack folosind access tokenul și vom primi înapoi un răspuns. Da, să mă opresc un pic, iau o pauză. Asta a fost authorization flow-ul. E supra-simplificat în contextul de față. Evident, e mult mai complicat, dar ăștia sunt pașii necesari pentru a primi un access token. De ce am spus că OAuth ar trebui folosit doar în contextul aplicațiilor complexe? Pentru că, fiind un proces atât de complicat, care necesită atât de multe resurse, nu aduce niciun beneficiu pentru aplicațiile simple. Ok. Și acum să mergem să vedem ce poate să nu meargă bine când folosim OAuth. Am tot discutat despre acest redirect URI. Vreau să menționez că, pentru exemplu de față, am folosit Slack. În momentul în care definim o aplicație în CTS-ul Slack-ului și ni se generează client ID-ul și client secret-ul, Slack ne obligă să definim și un redirect URI, pe care îl putem pune ca, doar ca un domeniu, exemplu https://integrity.com, sau putem să punem un absolut URL, https://integrity.com/callback/slack, sau unde este endpoint-ul la care vrei să primești codul de autorizare și ulterior access token. Și aici pot apărea probleme. În cazul în care avem un implicit grant, cum am spus, în implicit grant, primul request pe care îl vom trimite către CTS va veni cu un răspuns cu access token-ul. Deci mă întorc un pic aici. Pentru un implicit grant, după pasul 3, vom primi access token-ul și îl vom primi în browser. Va fi în URL, va fi salvat în cache. Este foarte posibil ca oricine altcineva să aibă acces la el. Dar, dacă nu se fac validări suficiente pe redirect URI, un atacator poate să își hosteze un web server, îi dă userului un redirect malițios și poate să preia sau să fure access tokenul sau authorization codul userului. Dacă este un implicit grant, primește direct access tokenul, are cheia către toate resursele la care ar avea acces userul. E foarte, foarte simplu. Dacă avem un authorization code grant type, în cazul ăsta avem un authorization code, da? Dar am stabilit că pentru a primi access tokenul și refresh tokenul avem nevoie de client ID-ul și client secretul aplicației. Dar în cazul ăsta, dacă reușim să forțăm userul să nu termine procesul de autentificare, de autorizare, putem să-l facem în locul lui. Trimitem authorization code-ul, aplicația îl va lua, pentru că tot ce se întâmplă în backend se întâmplă între servere, va adăuga client ID-ul, client secret-ul și vom fi autentificați în sesiunea userului pe care l-am atacat. Ăsta e un scenariu foarte simplist. Există foarte multe măsuri care să împiedice asta. Problema cu OAuth este că documentația în RFC este definit că redirect URI-ul ar trebui comparat cu un redirect URI deja înregistrat, ar trebui făcut un string comparison, deci caracter cu caracter, însă nu există metode de implementare foarte precise. Cum am menționat, Slack te obligă să definești un redirect URI, dar nu te obligă să definești un redirect URI absolut. Poți să definești doar domeniul. Și în cazul ăsta, deși nu poți să mai furi authorization codes sau access tokens, putem să facem parameter pollution. E de menționat că documentația nu face referință sau nu definește cum ar trebui folosiți parametri dinamici într-un URL. Așa că putem să adăugăm în redirect URI parametrii și să stricăm requestul userului, să-i întrerupem procesul.
Încă nu e foarte bine definit mecanismul prin care ar trebui făcută validarea pentru parametrii dinamici, însă există destul de multe atacuri care pot întrerupe sesiunea sau procesul userului. GitHub, Facebook au avut probleme cu parametrii dinamici și au câteva CV-uri publicate. Cred că pe HackerOne acum 2 ani de zile cineva a publicat un bug, a fost acceptat ca informativ, dar pentru că nu are un impact real asupra integrității sesiunii userului, dar e de urmărit. Scope confusion attacks. Am vorbit despre scope, l-am văzut în request-uri, am văzut că poate fi definit ca read, write, în contextul Slack. Dacă ne gândim la alte aplicații, putem să-l privim mai simplist. Oferim aplicației acces să ne citească numele și prenumele, deși aplicația conține și adresa de acasă și IBAN-ul. În atacurile de tip scope confusion, în primul rând, ce se poate întâmpla e că userul să-și dea consentul pentru un scop care să fie ulterior schimbat și să aplicația să aibă mai mult acces decât a fost inițial agreat. În cazul ăsta ne putem gândi la un atac. Un actor malițios poate să ceară, are o aplicație care cere userului acces la nume și prenume, dar schimbând scopul sau făcând un atac de tipul acesta, primește acces la mult mai multe informații decât utilizatorul ar fi dispus să dea. E de menționat că, din nou, RFC-ul de la OAuth spune că scopul nu ar trebui folosit ca o metodă de autorizare a clientului. Ce vreau să spun prin asta este că scopul definește delegări. Delege aplicația să-ți citească numele, prenumele. Autorizarea în interiorul aplicației ar trebui făcută pe alte temeie, nu pe acesta. Și scopurile nu pot extinde permisiunile care au fost deja asignate userului. Asta înseamnă că dacă nu există funcția de admin în aplicația ta, nu contează că adaugi admin în scop, pentru că nu există. Și mai avem atacuri de tip CSRF. Asta înseamnă foarte simplu că poți să inițiezi o sesiune pentru user, îl poți face să se logheze în contul tău sau să zicem să autorizeze contul tău, dacă ar fi o aplicație bancară, dacă tu, eu ca atacator, aș iniția sesiunea de autorizare cu codul meu, victima ar fi logată, cu ghilimele de rigoare, în contul meu și aș putea să obțin informații despre ea, nu știu, un IBAN number, un nume, prenume, adresă de acasă. Documentația recomandă folosirea parametrului state. Nu e obligatoriu, este strongly recommended. State funcționează ca un CSRF token care trebuie să fie o valoare unică, să fie legată de user și să fie non-guessable, care se va trimite în primul redirect. Dacă vă mai amintiți pasul 2, în care suntem redirecționați către STS-ul Slack-ului, aveam un state parameter. În momentul în care primim înapoi authorization codul, vom verifica state parameterul generat inițial cu cel primit înapoi de la server. Vom verifica dacă sunt la fel. Dacă sunt la fel, înseamnă că requestul a pornit de la userul meu și s-a întors la userul meu. Dacă nu sunt la fel, ceva s-a întâmplat. E de menționat că atunci când testați un astfel de mecanism, lipsa parametrului state ar trebui să ridice un semn de întrebare. În același timp, dacă parametrul state este o valoare ușor de ghicit, nu știu, poate să fie data curentă, mă refer la dată poate fără oră, sau ceva ce poate fi ușor ghicit de atacator, merită încercat un astfel de atac. Am terminat mai repede decât mi-aș fi dorit, dar asta a fost ultima parte. Vreau să menționez că este un mecanism foarte complex. Mă lupt încă să-l înțeleg și să aplic ceea ce învăț în a testa sistemele. Iar vulnerabilitățile, mai ales acum cu toți providerii de autorizare moderni, definesc
mecanisme care te protejează de atacurile standard, dar cred că un lucru pe care l-am învățat de când lucrez ca internal penetration tester este că nu totul are nevoie de un POC funcțional end-to-end. Lucrurile pot fi privite și dintr-o perspectivă de business logic. Chiar dacă nu poți să exploatezi, dacă ceva nu funcționează așa cum ar trebui sau cum e definit în specificațiile aplicației, merită investigat dintr-o perspectivă de securitate. Da, Ionuț, am terminat mai repede. Înainte de întrebări, dacă are cineva întrebări, vreau să vorbesc foarte, foarte puțin de integrity. Dacă e ok, Ionuț? Sigur. O să-mi opresc share screen-ul. Integrity e o platformă de bug bounty, la fel ca HackerOne, BugCrowd. Știu că avem foarte mulți bug bounty-uri buni în România și vreau să vă zic că toată lumea e binevenită să participe. Avem foarte multe challenge-uri faine și e foarte interesant să lucrez la o companie de bug bounty ca să văd exact nivelul de cunoștințe în ceea ce privește securitatea al developerilor. Venind din consultanță, am făcut pentest, am găsit XSS-uri, am avut discuții cu developer nu foarte dornici să-și împărtășească cunoștințele sau să accepte finding-urile mele și stând de vorbă cu developerii de aici, văzând care e nivelul lor de cunoștințe și ideea de a construi aplicații cu security by design în minte, m-a făcut să reconsider securitatea și na, e foarte interesant să privești lucrurile din perspectiva asta internă. Eu nu cred că tu poți, adică poți, sigur poți să spui mai bine decât mine, lucrezi mult mai mult timp ca internal penetration tester, dar am descoperit și vreau să menționez asta pentru toată lumea care e la început sau care și nu e neapărat legat de OpenID Connect sau de OAuth, e că vulnerabilitățile nu trebuie să fie, să aibă un bang atâta timp cât lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, să merită investigate. Și totul ține de, cred că e foarte important să fim foarte, îndrăzneți cu ceea ce căutăm și găsim. Și aici s-a terminat. Ok. Da, perfect, mulțumim frumos. Avem și o întrebare pe... Bine, cine are întrebări le poate adresa atât pe chat cât și pe Q&A, unde doriți voi, și e una dintre întrebări, nu știu dacă ți apare. A, da, ce link are Integrity? Sigur, e integrity.com, se scrie I-N-T-I-G-R-I-T-I, fără Y. Pot să îl pun în chat? Nu știu, da, nu? Ok. Da, sper să le apară tuturor. Da. Trebuie să selectez everyone ca să le apară. Ok. Da, o să se... Ok, nu pot, dar o să trimit după aia. Și vreau doar să zic că e foarte interesant din perspectiva asta, pentru că Integrity are program de... Adică și aplicația noastră e testată pe programul de bug bounty și să văd ce testează researcherii și cât de inovativi sunt și, da, e foarte interesant. Dacă nu mai sunt întrebări, nu știu. Am terminat prea repede, îmi pare rău. Nu, e perfect, în regulă. Mai așteptăm să vedem, mai așteptăm puțin să vedem dacă mai apare câte o întrebare. Dacă nu, bine, probabil oricând le pot posta pe... fie pe chat, fie pe Q&A, da. Și vor ajunge la tine și ei vor primi răspunsurile. Sigur, nu sunt un proclaimed expert, adică mi se pare foarte interesant domeniul ăsta și mi se pare că pentru că e atât de complex e mai greu să găsești chestii repede și tindem să îl trecem cu vederea, dar da, am participat împreună cu developerii la o implementare a unei integrări de genul ăsta cu OAuth și a fost interesant să văd de la concepție până la final ce a implicat, care au fost întrebările care au apărut pe parcurs și da. Da, e interesant domeniu, eu am fost forțat să citesc RFC-urile, dar a fost util. Da. Super, păi bine, mulțumim interesante. Frumos. Da. Eu mulțumesc.